venit pe canalul meu sau revenit după caz. Eu sunt Ana și astăzi începem vlogul cu make-up. Că mă grăbesc să-mi termin să mă machiez. Ca să putem pleca la Unești. Așa cum am spus în vlogul anterior. Mergem la Unești! Adică eu cu Marian, fără copii, că deja ei sunt mari și nu... Nu mai stau după noi. Se plictisesc. Au prieteni lor, vor să iasă la un film. Mă asigur între timp că nu s-a strâns concealerul. Ah, da. Cred că avem și muzică. Din aceea de la Bormașină. Foarte frumos. Ce să zic? Da, este ora... 1 și 20. Până acum m-am agitat pe aici, am făcut niște chifteluțe la copii, la cuptor, ca să aibă ce mânca. Oricum, mâine vor să iasă la film, așa că nu... le trebuie foarte mult. Vor mânca în oraș, să-și ia ceva la film. Și mai vedem săptămâna viitoare, o să mai fac eu ceva de mâncare. Mai au paste acasă făcute de mine. Cu sos de roșii. Și mă grăbesc să termin cu make-up-ul. Să-mi duc bagajele la mașină. Atunci când va fi Marian gata, să putem pleca. Pentru că avem 3 ore și ceva până la Unești, așa că e destul de mult. Că în weekendul ăsta să stăm la sora mea. Și o să vedem ce facem. Unde ieșim? Mâine seară. În oraș. Să vedem diseară când ajungem. Să vedeți șemineul. Ce șemineu frumos are. Că de acum gata, trebuie căldură. De acum. De ceva timp, de fapt. Că e frig. Este frig. Dar... doresc nu mare brânză. Mă gândeam dacă să vă povestesc o problemă, să zic așa, pe care o am cu cineva. Adică să vă avertizez și pe voi, să nu fiți naivi. Sau să credeți că toată lumea e bună. Dar vă povestesc eu în altă zi. Aștept să văd și cum se termină problema. Și vă povestesc. Măcar să știți să vă feriți. Și voi. Până atunci, ne pregătim. Adică eu. Voi vă uitați doar cum mă pregătesc eu să mergem la Unești. Doamne, abia aștept să mă mut acasă. Abia aștept să mă mut acasă. Să-l spăl pe Michi că iar e murdar când sunt eu acasă. Nu se întâmplă. Așa. Că el se bagă peste tot. Ca un obraznic. Nu știu cum, dar reușește numai la boț. Face negru. Cred că și îngroapă câte ceva. Nu știu ce. Că mâncare are mâncare boabe. Nu... Și după aceea se face ca un curcușor. Dacă sunt acasă, am eu grijă să-l spăl. Să... E destul de greu. Dar știți cum se spune. Mult a fost, puțin mai este. Și suntem acasă. Da, cred că ar fi mai bine să încheiem aici. Să vedem pe drum. Iar să vedem. S-a băgat și Giulie. Ți-a făcut zonă. O să fură ăsta ca să șutez cu ea, da? Cum arăți? Ți-a făcut ea tușul și m-am machiat-o puțin cu maro. Și sclipici. Și sclipilici. Și atât. Fără fond de ten, fără nimic. Pentru că sunt frumoasă și normal. Fără. Pentru că ea e frumoasă și așa. Ori la make-up. Vezi, ți-am zis cu Ana. Am pus chistele, am intrat de 5 ori și ai zis că mâncă. Da? Bine. Încă zici? Ia-mă doar aici, mă doar aici. Are o colegă de clasă la ea. S-a 2 zile. Și acum va pleca și Giulia acasă. Că ea are unde să stea în camera ei sus. Noi n-avem unde să stăm la parter.
iar în weekendul se duce acasă. Și acum, pentru că am intrat în vacanță, va rămâne acasă. Sper că aceasta să fie fost ultima ei noapte aici, că și-aș dorește acasă foarte tare. Și în 2 săptămâni să fim deja acasă și noi. Dar vă țin la curent. Gata, haideți că termin make-up-ul. Și ne vedem mai acolo. Pup! Am ajuns la Focșani! Și aici se merge greu! Material. Și cu materialul care l-a luat de acolo, de pe partea de acolo, din Focșani. Deci tu ai cumpărat... Da. Te-ai dus tot până la Focșani? Nu știu cu Lina, că nu au avut cu fiecare sau... Ai știut unde să iei, dar tu le-ai găsit. Hei! Am ajuns la cimitir, la părinți. Un pic? Și vreau să vă arăt ce frumos e cerul. Să vă arăt pe acolo pe unde mergeam. Vedeți că sus e o cruce? Nu știu dacă pot să dau mai aproape. Ia să vedem. Aici veneam noi când eram copii mici. Aveam de mers o grămadă. Veneam pe undeva prin parc, din oraș. Și urcam pe perchiu, așa se numește acest dâmb, să zic așa, acest deal. Sunt la cimitir. Și voiam să vă arăt ce zi frumoasă e azi. Cine știe cât mai avem de așa vreme frumoasă. Gata, mergem acasă. Și ieșim mai târziu în oraș. Sau vedem. Când ieșim foarte frumos. Uite pe Prodanca. Nu e Prodanca. Nu? E Cristea, Gabriela Cristea. Ai văzut că știi? Ce urmă. Babe. Ce mă filmează, mă, cu așa de nasoale? Zic un an. Mai normal. Ce vrei să mergi? Nu s-au poze de filmezi. Baby. Ce fac? Ce fac? Ai că e frumos. Baby, frumos. Dacă nu era frumos, nu te băgam în cadru. Nu te băgam în cadru. Îmi place aici la canapea, super mișto. Vreau că n-aș ce frumos e. Prezentarea e și chestie. Și îmi plac bolurile astea. Cred că o să-mi iau și două boluri. Pe casă, ne-am oprit la o benzinărie să luăm apă. Atât. Și încă este frumos afară, e super. Ultimele zile frumoase, cred. Nu mă deranjează frigul, sunt 13 grade. Cât atunci când e urât și plouă și e norat și e umezeal. Așa că e soare și e frig. E ok. Foarte ok. Mergem la film. La Park Lake. La Dune. La VIP. Gata, e ok că putem intra. Începe la 5:30. Mi-am luat 2 bucățele de pizza, niște cartofi și niște legume.
Iar aici am smântână cu nucă și anghinare. Salate. Și un Pepsi Max aici, așa la Mariana. De mâncare și acolo ți-ai nachos și popcorn. Și trebuie să mă iau desert, bineînțeles. Eu prefer un ursus. De fapt și eu, bună alegere. Ursus, ascultă ursul din tine. Într-o lume... Hei, Neața, ce faceți? Astăzi este luni. Luni 25 octombrie. Mi-a intrat un fir de păr în gură. Gata, l-am găsit. Am venit de la Unești ieri, am fost la film, ați văzut. Iar astăzi este deja ora 11 și sunt foarte agitată, m-am spălat pe cap. De fapt, da, m-am spălat pe cap, am stat cu masca de păr o oră pe păr. Și m-am clătit acum, aștept să mai usuce un pic, deja în față văd că se usucă. Ca să mă duc să mi-l aranjez, vreau să filmez un clip de un minut, un minut jumate pentru Beauty Blogging School by L'Oreal. Am mai încercat eu și acum 2 ani, dar nu-i nimic. Mai încercăm. Reușesc, nu reușesc. Nu e bai. Să mă înscriu și am editat haul-ul cu hăinuțele de la H&M. O să apară la voi mâine. Trebuie să mai aranjez, iar la 2 o să vină Maria în 2 și ceva să mai ia, să mergem la Ikea. Să vedem de mobila de bucătărie, era să te credin. Mobila de bucătărie, sper din suflet ca săptămâna viitoare să ne mutăm acasă. Și trebuie să mergem să luăm mobila. De fapt, acum mergem să o configurăm, să vedem exact cum vine pentru bucătăria noastră. Și săptămâna viitoare să o luăm, pentru că nici nu mai am unde să o pun, deja... Am o grămadă de lucruri acolo acasă. Mai am și parchetul și mai trebuie puse ușile. Mai e de treabă. Mai e de tras glet, de dat amorsă, de vopsit. Să ne facem culorile de vopsea pentru camere. O să vă arăt și vouă tot ce facem. Momentan mă grăbesc să mă aranjez, să-mi fac părul, să mă machiez, să pot să filmez clipul acela de un minut, să-l editez, să-l postez. Ca azi e ultima zi de înscriere și gata, să fiu gata până la 2. Deja e 11, v-am zis, am băut un iaurt, atât am apucat, oricum. Având în vedere că am fost în weekend la Unești, am mâncat, a făcut sora mea salată, duf, a luat tort, așa că am mâncat bine de tot. Bine de tot. Să văd ce vor copiii, să le mai fac de mâncare. Uite, o să mai sun să-i întreb. Să le fac azi, că mâine e sărbătoare și poi mâine, iar mâine să le duc acasă, dacă e. Să le fac mai după amiază ceva de papă. Ah, și m-a rugat cineva să vorbesc despre dinți, despre dantură. Ăștia de sus. Sunt cei pe care i-am făcut anul acesta. Dacă vă uitați la clipurile mele din... la începutul anului, de prin ianuarie, o să vedeți că atunci era altfel datul. De fapt, până în vară, pentru că atunci am avut... pusă mască făcută la dentist. Era foarte galben. Am văzut și eu într-un clip anterior ce galbenă era. Dar na, a fost ok. A durat destul de mult. Adică eu m-am gândit că, bun, merg, îmi dă jos ce aveam eu. Era și mai urât ce aveam eu. Era deja, datorită metalului de pe partea de interior, de sub, erau horrible. Erau gri, verzi de acum dinții la față. Aceștia... sunt în interior cum sunt și în exterior. Aceeași culoare sunt tot. Și am gândit că ok, mergem, îi dăm jos și punem alții. Luăm măsură și punem alții. Nu. A durat aproape jumătate de an până mi-am pus efectiv dinții. Pentru că persoana la care merg este foarte meticuloasă. M-am dus, am făcut radiografie, ne-am uitat la fiecare dinte, l-a curățat din nou, a curățat fiecare canal... Mi-a mai scos unul pe care am încercat să-l salvăm, dar mă durea de fiecare dată când lucra la el și nu a meritat. Așa că până la urmă l-a scos. Iar acum această lucrare care cuprinde toată partea de sus e făcută din 3 bucăți. Aici am
cred că vreo patru în față și vreo patru în spate. Că parcă 12 sunt în total. Deci nu mai știu. 11 sau 12 sunt. Deja au trecut câteva luni de când ne-am pus și am uitat. Ne-am luat de o grijă, am uitat de treaba asta. Să ridic camera un pic mai sus, că... Mă să taie capul, mă vedeți până aici, să vedeți și mie fruntea mea, că de om deștept am frunte sănătoasă. Da. A fost destul de lungă perioada și mergeam în fiecare săptămână. Adică, să ne înțelegem. Fiecare săptămână mergem. M-a costat în jur de 2000 de lei. Doamne, era bine dacă era 2000 de lei. 20.000 de lei. Păi numai dinții au fost, cred că 15.000 și ceva am avut reducere eu. Cam în jur, cred că de 17.000 erau dinții și restul au fost toate aceste lucrări făcute la dinții mei. Fiecare canal de desfăcut, de scos, de umblate. Chit că nu îi am pe toți, nici eu. Dar aici am avut lucrarea tăiată înainte de a începe anul trecut. Că mă durea îngrozitor și aveam o infecție la unul și a trebuit să-mi taie atunci lucrarea și era gaură în partea aceasta. Dar acum... Așa arată, sunt frumoși. Sunt frumoși și îmi plac. Da, cam asta a fost. V-am zis, perioada a fost destul de lungă. Eu m-am așteptat că imediat e gata, dar nu. Ceea ce e mai bine, pentru a nu avea probleme ulterior. Și cred că asta va fi până la the end of life. Sper, din suflet. Dar nu vrea să păr, îmi vine nou. Și ca să nu stau așa, să mă uit la voi, tot dau cu mâna prin păr. Da. Dacă mai aveți alte întrebări legate de lucrare... Mai întreb dacă am uitat și eu. Nu e pusă de tot. Mi-a zis Eugen că a pus, și îl cheamă pe dentistul la care merg eu, mi-a pus, a zis, un adeziv care o să țină cam jumătate de an. Sper să nu mă lase în Dubai când mergem să mă trezesc cu lucrarea căzută. Dar trebuie să merg oricum în decembrie, să mai facem o curățare, folosesc o ață dentară care intră acolo unde nu sunt dinți și trebuie să curăț bine. Dar e ok, arată bine. Sunt mulțumită. Sunt foarte mulțumită, foarte mulțumită. Și mă bucur că a lucrat atât de meticulos pentru a nu avea probleme pe viitor. M-am zis, destul de dificil să merg săptămâna, adică eu știam, săptămâna aveam treabă la dentist. Aveam o programare la care trebuia să mă prezint mereu, mergeam la dentist. Am și uitat deja cum e, dacă au trecut câteva luni. Dar sunt foarte mulțumită și v-am vorbit din nou mult, dar cineva m-a întrebat și mă bucur că m-a întrebat. Că pot să vă răspund. Așa că dacă mai vreți să știți și alte lucruri, Doamne, ce mă enervează părul, gata, stau așa să mă știu că stă urâtă și o să vin înapoi frumoasă cu părul făcut și machiată să mă vedeți. Să mă vedeți. Da, a fost foarte fain la Onești și sper că în weekendul acesta să mergem la munte, la Brașov. Am văzut că este și frumos, mai vorbesc cu Mariana astăzi dacă e să iau cazare și mergem la Brașov. Săptămâna viitoare iar avem musafir, că vine sora mea, după aia avem o săptămână pauză și după aia plecăm la Dubai, pe 21 noiembrie, 21-28. O să fac un vlog numai despre vacanță. Să vedem ce vizităm, ce facem, cum drege, tot. Dar mai e până atunci. Să fim bine și sănătoși, să putem merge. Că suntem vaccinați toți, dar mai trebuie să facem și testul PCR înainte de plecare. Dar gata. Gata, vreau să mă aranjez și revin. Revin imediat. Și am ajuns și la Ikea. N-am apucat să vă mai arăt cum m-am machiat și m-am aranjat. Aștept pe Marian, că s-a dus la baie. Și asta sunt și eu. Gata? Hai să la bucătării. Acum suntem la Hormă. Eu la Ikea nu avea bucătăria pe care am văzut-o noi. Adică nu aveam montată. Dar am stat 2 ore. De ne-am făcut configurarea pentru bucătăria pe care o vrem. Fonde-te! Și acum suntem la Horba. Ne-a venit faianța pentru baie. O să vă arăt după aceea cum arată. Faianța, foarte mișto. În aceea
lunguiață, așa, bucățele mici, mici. Foarte fain. Da. Revin! Hei! Știți că mai am voce. Azi este marți. Și la mulți ani tuturor care se numesc Dumitru, Dumitra, care își sărbătoresc ziua de nume. Sau poate ziua de naștere, cum e sora mea. Pentru ea e ziua de naștere azi, dar nu o cheamă Dumitra. O cheamă Corina, Simona. Și... dar mă mai uit și pe telefon același timp ce vorbesc cu voi. Mi-am făcut prânzul. Pentru că și deoarece în weekend am mâncat mai mult și ce reușesc să slăbesc, am pus înapoi în weekend. Bine, nu 3 kg, 4 cât am slăbit, dar unul da. Așa că încerc să mănânc mai puțin azi, având în vedere că ieri am mâncat KFC, pentru că am fost cu Marian la Ikea, ați văzut, asta 2 ore aproape, fără 8 minute. A fost doamna foarte drăguță și ne-a ajutat să facem... să aranjăm mobila în bucătărie, să ne alegem tot, așa. Și după aceea ne-a dat și să vedem dacă sunt produsele pe stoc. Din păcate, blatul nu era pe stoc și nici nu vine prea curând. Și mai erau 3 sertare, parcă, care nu erau, dar vor veni zilele acestea, așa că e ok. Tot zilele acestea trebuie să mergem să luăm mobila și am fost umblat la Forba aseară, așa că era ok. Trebuie să dau camera puțin mai sus, că mi se taie capul. Așa. Da. Și pentru că nu mâncasem nimic ieri decât un iaurt de dimineață, băusem din ăla Activia, am mâncat pe la 5 aproape KFC, că nici nu prea aveam acolo ce. Trebuia să mergem și la Horbac, așa că astăzi am mâncat doar o vasă din aceea cu o felie de prosciutto, ce mănânc eu, că mie îmi place mult. Iar acum mi-am făcut pește cu legume și o să mănânc un măr mai târziu, în acesta verde. Da. Cam asta ar fi pentru astăzi. Am alergat de dimineață să merg la băieți. Ați văzut că am luat Gresia, am dus-o acasă, am adus ce coturi și ce am mai avut nevoie pentru instalator. O să vină zilele viitoare să termine și el și sper că încetul cu încetul să ne apropie. Mai e de pus parchetul, mai e de șlefuit gletul, de tras glet și la mine în cameră, apoi dat cu amorsă, vopsea, pus parchetul, ușile și noi săptămâna viitoare vrem să ne mutăm. Nu știu dacă e realizabil, dar așa am vrea. Momentan mănânc, sunt puțin așa întoarsă pe dos că avem niște probleme cu cineva cu care noi am fost binevoitor, ca să spun așa. Dar o să vă povestesc altă dată și mă supără și mă macină tare acest aspect îngrozitor de tare. Mă consumă psihic foarte mult, foarte, foarte mult. Pentru că am ajuns la concluzia că e mai bine să fii infractor, că dacă ești om bun și de bună credință, ești prost. Și tu plătești. Și dacă ești infractor, prosperi. E minunat. Nici măcar legea nu prea are ce să-ți facă, că na, legea e făcută... nu știu, probabil tot s-a apărut infractorii, habar n-am, pentru că oamenii de bună credință, ok, am făcut o greșeală, dar cu bună credință, nu am făcut, n-am greșit nimănui, n-am făcut cu rea intenție, nu am avut niciun beneficiu, dar singurul care plătește sunt eu. Bine, mă rog, o să o povestesc altă dată, sper să rezolv într-un fel sau altul situația, că deja se tărăgăne de un an jumate. Și vă povestesc atunci ca să știți să vă feriți și voi, nu de altceva. Să luați aminte. Știți cum e. Învățăm măcar din greșelile altora. Și mai am aici și cola zero. Am sticluțele luate, cred că e a doua săptămână. De fapt, nu chiar. Sunt sigură că este a doua săptămână de când am luat sticluțele astea de cola zero. Și mai am una. Da. Cam asta e situația. Mă apuc să mănânc. Și apoi o să stau puțin să mă odihnesc azi, că sunt întoarsă pe tot. Mâine aș vrea să-mi fac un machiaj de Halloween, inspirat de Monica Palco, la muzul ăia și mi-a plăcut mult de tot. Și să vedem dacă îmi și iese. Am cumpărat un tuș recomandat de ea, foarte ieftin. Dacă mi-aduc aminte, vi-l arăt și vouă mâine. Adică două tușuri, am dat 32 de lei. Parcă sau 37 de lei.
nu mai știu, ceva de genul. Oricum, până în 40 de lei, două tușuri. Spune că sunt foarte bune, așa că le voi testa mâine în acest machiaj, pentru că și ea și l-a făcut machiajul tot cu acestea. Așa că haideți să păpăm că s-a răcit peștele de tot și legumele. Și cred că ne revedem mâine, dimineață. Dimineață sau, mă rog, dacă mă apuc de machiaj dimineață, ne vedem mai târziu. Vă pup! Hei! Nu mai am voce. Cu toate că n-am vorbit, n-am țipat. Este... Stați așa, chiar nu mă vedeți bine, dă mai pe spate. Camera. Miercuri astăzi. Este încă sărbătoare, așa că am avut timp liber să-mi fac make-up-ul de Halloween de care vă spuneam. Acesta este inspirat de la Monica Palcău. Love it, love it, love it. Din Black Swan este un make-up de Halloween. Dar când termin, imediat mă apuc de curățenie. Nu-mi place să le las împrăștiate, așa că acum este curat aici. Nu mai pot să vă arăt dezastrul care a fost în spate. Pentru că pietricele, lipite... Da. Așa că... Că cam acesta este make-up-ul de Halloween. Cât e ceasul, ia să vedem. Este... 1:25. Trebuie să mai strâng pe aici puțin. Bineînțeles, să mă șterg. Ca să pot pleca cu Marian până acasă. Mi-am luat cămașa asta chit că nu am călcat-o. Pentru că se vedea mai bine make-up-ul. Aveam un tricou bleu maren și nu se vedea bine. Dar așa se vede foarte bine make-up-ul. Da, cam asta pentru astăzi. O să mergem până acasă să vedem ce mai au băieții de făcut. Și cred că o să încep un alt daily vlog mâine. Merg la coafor mâine. Este joi, da. Vineri pensăm să mergem până la munte puțin. Să ne relaxăm, că suntem cam stresați. Sincere să fiu și cu mutatul și cu mai multe chestii. Așa că vrem să mergem până la munte. Și mă gândesc să încep alt daily vlog. Drept urmare, îl voi încheia pe acesta azi. O să-mi fac și ceva să mănânc până plec. Mai am o lipie, mi-am luat salată, castraveți, ardei roșii ieri de la Lidl. Mai am un ou fiert, așa că o să-mi fac o lipie. Să mănânc să-mi țină de foame. Că ieri am mâncat paștala. Am mâncat paștele ieri cu somon și aseară Mariana zice, dacă tot e sărbătoare, hai să ieșim să bem un suc. Și am mâncat papanași. Așa că degeaba. Mâncat eu somon la cuptor cu legume la avur, că am mâncat papanași. Dar asta este. Ok, haideți că închei aici, vlogul de azi. Și vă aștept cu drag la următorul. Până atunci, să fiți bine, să fiți sănătoși. Vă pup!